Cu excelente rezultate în stagiunea recent încheiată, echipa de basket CSU Alba Iulia riscă să nu poată evolua în cupele europene. Asta pentru că aleșii locali în speță, consilierii PDL și PNL, majoritari în legislativul de Alba Iulia, nu vor să aloce formației studențești suma de peste 3 milioane de lei. Când e însă vorba de finanțarea evenimentelor organizate în spațiile Rima, ar vota pentru și cu două mâini, afirmă socialdemocratul Ovidiu Șintvean. Iubitorii de sport din Alba Iulia ar putea asista în premieră la spectacolul unic oferit de lupta pentru supremația basketului de înalt nivel jucat în cupele europene. Plasată pe locul 4 la sfârșitul campionatului, CSU Alba Iulia le poate oferi această șansă, dar consilierii din PDL și PNL nu vor să ajute financiar echipa. Practic, nu vor să dea bani din buzunarul albaiulienilor pentru albaiulieni, pentru relaxarea și satisfacția acestora de a vedea pe viu echipe puternice din Europa în confruntare cu formația favorită. Vreau să-mi exprim cu părere de rău dezamăgirea ca și consilier local despre faptul că la ședința trecută s-a respins în Consiliul Local alocarea unor sume de bani pentru universitate pentru echipa de basket, sume de bani necesare echipei de basket pentru a participa la cupele europene. Practic avem o echipă de basket performantă și din păcate colegii din Consiliul Local de la PDL și PNL s-au opus alocării acestei sume de bani. Ca și avocat vă spun, alocarea acestei sume de bani este legală pentru că am fi acordat acea sumă de bani unui club studențesc care este diferit, are un regim juridic diferit față de Unirea Alba Iulia, unde știm foarte bine că au fost probleme. Mai mult decât atât, eu personal am reproșat colegilor de la PDL și PNL care s-au opus cu vehemență să aloce acești bani, că dacă ar fi trebuit să aloce acea sumă de bani, probabil să zic, pentru un camping în spațiile Rima, domnii de la PNL și PDL ar fi ridicat două mâini probabil pentru acele alocări. Luni 10 iunie este programată ședința extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia, pe ordinea de zi aflându-se și proiectul de hotărâre privire la alocarea sumei de 200.000 de lei pentru CSU Alba Iulia. Propunem un amendament la proiectul cu pricina. Partidele de basket din cupele europene să se joace în spațiile Rima, pentru că așa consilierii PDL și PNL s-ar îndupleca și ar vota pentru.